Președintele ALDE Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, a răspuns declarațiilor făcute în ultima perioadă, prin care conducerea CJ Suceava ar fi adus proiecte de 1 miliard de euro în județ. Dacă e așa, Suceava trebuia să arate precum Elveția, spune parlamentarul sucevean. Am auzit în ultima perioadă reluată o temă caducă, o temă care s-a cam pierdut de-a lungul timpului, dar reluată cu un tupeu fenomenal de către cei care conduc în momentul de față Consiliul Județean. Și anume că în Suceava, pe vremuri, au intrat proiecte de 1 miliard de euro. Și aș vrea să spun doar atât pentru cetățenii acestui județ. Dom'le, dacă intrau proiecte atunci de 1 miliard de euro și se duceau acolo unde trebuiau să se ducă, astfel Suceava, în momentul de față, Suceava era precum Elveția. Unde sunt acești bani? Drumuri județene, praf, turism, praf, industrie, economie, agricultură, nimic. Da. Vorbim doar de niște bani care au fost într-adevăr aduși, dar cheltuiți și aruncați pe apa sâmbetei, pe tot felul de chiolhanuri, pe tot felul de petreceri, de cumătrii, nunți electorale și așa mai departe. Practic, în realitate, în teren, nu mai regăsim mai nimic sau, dacă ceea ce regăsim, regăsim ceva care nu are nicio legătură cu întregul județului Suceava, cu dezvoltarea sau nevoia de dezvoltare a acestui județ. Au fost aduși bani aiurea, prăpădiți aiurea, înmormântați efectiv.